Bun venit, doamnelor și domnilor, sunt Sebastian Dan, o nouă emisiune. Astăzi vom discuta despre administrația județeană, chestiuni care sunt pe agenda cetățeanului, sunt lucruri extrem de importante pentru brașoveni. De aceea, alături de mine astăzi este vicepreședintele Consiliului Județean, Zener Zoltan. Bine ați venit, domnule vicepreședinte! Bine v-am găsit! Chiar îmi face plăcere să fiu aici, în acest studio. Da, am făcut eforturi, am dat drumul la ce vedeți aici și sperăm să venim cu informații cât mai utile brașovenilor. Dumneavoastră sunteți cel care de ani de zile vă luptați să ajungem să avem la Brașov un SMID. Lumea poate a mai auzit, dar nu știe despre ce este vorba. Un sistem de management integrat al deșeurilor. Da, eu în general am reticențe să folosesc în politică verbul a lupta. La noi, în general, aveau conotație. Dar nu e vorba de politică, e administrație publică. Dar în cazul acesta, să știți că, într-adevăr, e aproape la propriu. Adică este un proiect foarte dificil pe care mi l-am asumat, tocmai, în primul rând, pentru că cineva trebuie să-l facă, în al doilea rând, pentru că sunt un ecologist convins. Și sistemul de management integrat al deșeurilor este ceva care trebuie să facem obligatoriu. Adică, în majoritatea județelor României este funcțional, funcționează. Brașovul este... Din acest punct de vedere, județul Brașov este unul dintre codașele României. Bun. În ce stadiu ne aflăm acum? Știu că a fost discuții să se facă undeva între Hărman, Prejmer, apoi pe la Măieruș să realizăm această investiție. Mai reușim să o facem? Eu zic că da. Deci am avansat foarte mult, în liniște, am lucrat mult împreună cu colegii de la Consiliul Județean. Sistemul de management integrat al deșeurilor, în primul rând, fac o clarificare pe care o fac întotdeauna. Nu constă într-un depozit de deșeuri. Deci nu are un depozit de deșeuri inclus. Atâta timp cât în județul Brașov există un depozit de deșeuri autorizat, care nu este la minimum 75% din capacitatea proiectată, noi nu avem voie să facem alt depozit de deșeuri. Deci sistemul de management integrat al deșeurilor este vorba de investiții în sortarea, tratarea, compostarea, digestia anaerobă, cogenerare, deci în prelucrarea deșeurilor în vederea valorificării și reciclării acestora, astfel încât de la stadiul actual, când noi îngropăm marea majoritate din deșeuri, deci suntem extrem de ineficienți, atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere al protecției mediului, deci din stadiul acesta să ajungem să îngropăm doar un 10-15% din deșeuri și acelea deșeuri inerte care au trecut deja printr-un proces de tratare. În acest sens avem nevoie... Adică dintr-o tonă de deșeuri care le îngropăm acum, să ajungem doar la 100-150 de kilograme, exact. Care să ajungă la rampă. Da, și acelea, atenție, în momentul în care un deșeu trece printr-un procedeu de tratare, el devine un deșeu inert. Deci nu mai are procese de descompunere care să producă gaze, miros, etc. În vederea realizării sistemului au fost, dumneavoastră știți, doar de câteva locații, cea de la Prejmer, de exemplu, dar au fost mult mai multe luate în calcul. Adică în zona Brașovului am fost aproape peste tot, am discutat cu toți primarii. Consiliul Județean nu are terenuri pe care să realizăm această investiție. Aveam nevoie de terenuri să fie puse la dispoziție sau să putem să le achiziționăm de la OAT-uri, de la localități. Am fost aproape peste tot, am discutat cu majoritatea primarilor. N-a fost numai Prejmer, au fost și alte locații. De asemenea, am fost în zona Făgăraș, în zona Rupea. Deci, finalmente, pentru sistemul de management integrat al deșeurilor, vom avea trei investiții. Una în apropiere de Măieruș, spun în apropiere pentru că la toate locațiile am avut în vedere condiții mult mai stricte pe care să le respectăm decât cele prevăzute în lege. Deci, e la o distanță considerabilă de Măieruș, pe o vale izolată, departe de drumul național, nu se vede nici de acolo, nici din sat. Una în zona Făgărașului, la Părău, și una la Hoghiz, ține de teritoriul administrativ al comunei Hoghiz, dar practic este la Rupea. Deci la Rupea va fi doar o stație de transfer, deci unde deșeurile se compactează și se trec în camioane mai mari, transcontainer, ca să poată fi transportate mai eficient. În zona Făgărașului, deci la Părău, va fi o stație de sortare, tratare, compostare, stație de depurare pentru ea, deci o, să zic așa, o investiție completă pentru zona aceea, iar la Măieruș va fi cea mai mare investiție pentru Brașov și zona înconjurătoare, o stație de sortare, tratare mecanobiologică, compostare, digestie anaerobă,
aici va fi și cogenerare, deci ne vom produce singuri curentul necesar funcționării, stație de epurare, deci și aici vor fi duse și deșeurile voluminoase. Bun, ca sumă, ce înseamnă ca efort financiar? Estimarea care reiese din studiul de fezabilitate este de 165 de milioane de euro. Deci este o investiție considerabilă, cred că este cea mai mare din județ și cea mai importantă pe următorii ani. Avem aeroportul care... Știu, de asta am zis pe următorii ani. Mi se pare pe păi următorii ani... Puțin, să nu zicem hop că vine și spitalul regional. Da. Poate... Da, într-adevăr, dar... Asta bun, una, oricum, una dintre cele mai mari și care deja e în discuție. Mai putem accesa la această oră fonduri nerambursabile? Da, am fi avut o ocazie pe POIM, dar când am venit eu deja era în curs de finalizare perioada, iar proiectul în niciun caz nu era suficient de matur. Acum, în schimb, vom avea ocazia de a accesa bani pe PDD, deci Programul de Dezvoltare Durabilă. A apărut deja ghidul pentru proiectele etapizate, deci cele care sunt în curs. Urmează să apară și ghidul final pentru PDD. Acolo suntem prevăzuți ca și finanțare. Deci sperăm să obținem că, într-adevăr, efortul financiar va fi destul de mare, cum spuneați, foarte și mare. Din bugetul județului. Nu avem nicio șansă. Nici noi, nici un alt oate, nici măcar Uniunea tuturor localităților din județul Brașov nu ar putea să scoată această sumă. Dar sunt bani nerambursabili, deci din această cauză nici n-ar fi normal ca o investiție de genul ăsta sau chiar și mai mică să fie finanțată din fonduri proprii sau dintr-un împrumut bancar. Automat ar implica costuri foarte mari cu amortizările, care ulterior s-ar traduce în tariful pe care va trebui să-l plătească populația. Bun, poate cu un pic de sprijin și de pe la fondul la fondul de mediu, prin Ministerul Mediului, dar dacă există fonduri europene nerambursabile, zic eu că sunt cele mai bune pentru toți. Dacă, să zicem, subiectul ăsta ar putea fi pus cât mai repede la punct, sărim dintr-o zonă a deșeurilor, într-o zonă unde ne gândim la elite, copiii în ziua de azi citesc tot mai puțin, bibliotecile, căți biblioteci județene, căți biblioteci sătești, ca să nu le uităm nici pe acelea, încep să devină parcă fără rost, să nu mai aibă o logică și totuși iată că există o soluție de a pune în valoare bibliotecile la nivelul întregului județ, iar un efort incredibil în contextul în care, după cum spuneam, copiii, tinerii, mai degrabă se duc către telefonul mobil, către calculatoare, tablete și alte device-uri. Cum puneți în valoare această bibliotecă județeană, care, trebuie să o spunem, trebuie dat afară din sediul din Livada Poștei, pentru că, din păcate, Camera de Comerț și Industrie are alte gânduri cu acel imobil, zic eu, recuperat sau recâștigat ca proprietate destul de cu cântec, să nu o spunem altfel. Ce să vă zic, eu când am fost tânăr, cred că și dumneavoastră ați prins anii comunismului, eu i-am prins cu vârfind de sat, nu existau alte posibilități de petrecere a timpului liber, în afară de joacă, afară și de sporturi, eu citeam foarte mult. Și acum, pe măsura timpului liber. Eu am mai spus, nu îmi doresc să fim noi ultima generație care merge la bibliotecă, dar nu sunt naiv. Copiii de astăzi au total alte preocupări și biblioteca, așa cum este acum, nu va putea să le mențină interesul pentru mult timp. Dacă nu facem ceva, e inevitabil să decadă bibliotecile din județ. De aici a pornit tot. Mi-am zis că este obligatoriu să aducem biblioteca județeană în secolul 21. De asemenea, așa cum a zis și dumneavoastră, avem o problemă cu sediu, o problemă și din punct de vedere al faptului că acolo este un spațiu închiriat, cât și din punct de vedere al faptului că sediul actual, pe lângă condițiile improprii de depozitare, dar nu prezintă spațiu de creștere. Nici pentru creșterea colecției de cărți, dar niciun caz pentru diversificarea activității. Deci nu vom putea investi în tehnologie modernă ca să putem să atragem și tineretul acolo. De aici a pornit ideea. De asemenea, Consiliul Județean are un spațiu în centrul de agrement de sub Tâmpa, care este închis din 2015 și a fost dat în administrare Bibliotecii Județene în 2018.
când m-am implicat în acest proiect, era la început de tot un proiect de reabilitare a acestui spațiu de la agrement și să fie făcută acolo o bibliotecă cu piscină. Ideea poate părea inedită, dar eu am zis, ok, hai să facem un pic mai mult, să facem un centru de agrement modern. Am făcut proiectul. Când zic un centru de agrement, chiar înseamnă ceva complex. Adică, pe lângă sală de lectură, dar nu cum sunt la biblioteca actuală. Sală de lectură modernă, modulabilă, unde sunt spații pentru discuție, pentru citit, pentru învățat. E-bucuri? O cafenea. Și e-bucuri, bineînțeles. O cafenea, o terasă cu, eu zic, cea mai frumoasă priveliște din oraș, asupra centrului și Bisericii Negre. Sală de curs, pentru diverse cursuri pe care vrea să le facă biblioteca. O sală de evenimente, că biblioteca organizează și a făcut diverse evenimente. Aveam în plan și asta, deci sunt săli mai mari, modulabile, care pot fi transformate în săli de evenimente, dar în afară de asta am vrut să ne orientăm către tehnologie. Și am zis că hai să facem laboratoare de robotică, laboratoare, studio de video și înregistrări, diverse, se zice makerspace, dar mie nu prea îmi plac englezismele. Diverse ateliere unde oricine poate să meargă, care are abonament la bibliotecă, poate să meargă și să desfășoare diferite activități, să-și facă ceva. Inclusiv sculptură, atelier de prelucrări textile, dar să aibă imprimante 3D, deci orice și să fie accesul liber. Aici poate o colaborare și cu Școala Populară de Artă, pe care tot Consiliul Județean o patronează. Putem categoric, dar credeți-mă că și biblioteca poate să desfășoare aceste activități. Deci de aici a pornit totul. Am făcut un proiect cu o sumă care părea mare atunci, dar am aflat de o posibilitate de finanțare prin PNRR special pentru bibliotecii care se mula perfect pe proiectul nostru. Dar perfect. Adică era vorba de transformarea bibliotecilor în hub digital. Posibilitatea de finanțare ne-a ridicat într-un fel și mingea la fileu, dar ne-a ridicat și ștacheta, în sensul că puteam depune proiectul pentru Biblioteca Centrală doar dacă depuneam un proiect pentru toate bibliotecile din județ. Adică era totul sau nimic. 29 de biblioteci, ca să depunem proiectul trebuiau să fie 30. Am fost la toți primarii de localități care aveau biblioteci, am vizitat și foarte multe biblioteci. I-am convins să devină parteneri. Am mai convins un primar ca să facă bibliotecă, ca să avem 30. Puteți spune cine e? Primarul din Părău. Era chiar deschis la idee, la Părău nu era bibliotecă și i-am zis în condițiile în care el ar aloca spațiu, noi l-am prevedea în program. Am depus proiectul. Valoarea totală a proiectului este puțin peste 20 de milioane de lei, din care putem să obținem finanțare 2.580.000 de euro, deci aproximativ 12.800.900.000 de roni. Ce este inclus în proiect? Este inclus renovarea, deci suma necesară pentru renovarea agrementului și dotarea acestuia, astfel încât să facem ceea ce am spus acolo. În plus, pe lângă ceea ce v-am zis legat de bibliotecă, vom încerca, m-am zis, să-l transformăm într-un centru de agrement. Deci vom păstra partea de bowling, toate acoperișurile vor fi refăcute automat și spațiu unde este terenul de sport. Terenul de sport va fi reabilitat și va fi păstrat ca teren de sport, astfel încât copiii să poată face și mișcare. Iar ulterior, dar acesta deja în cadrul altui proiect, va fi reabilitată și piscina. Pe lângă agrement, trei biblioteci din județ, Vama Buzăului, Drăguș și Victoria, vor fi și ele reabilitate și echipate complet pentru a fi transformate în hub-uri digitale și restul de 26 de biblioteci comunale, orășenești, municipale vor fi dotate cu echipament, tehnică de calcul și tehnică pentru cursuri. Bine, unde au existat interes și aici aș mă aminti Rupea, parcă și la Săcele, primăriile au avut grijă să se implice și la Făgăraș, dacă nu mă înșel, și acolo există interes. Bine, probabil mă cer și în alte localități, dar nu am eu cunoștință. Lumea începe încet să se ducă către zona asta digitală. Rămâne de văzut dacă vom ajunge să ducem informația de la nivelul copilului, și aici ar trebui poate inspectoratul școlar să vină în sprijin, să vină partener în acest proiect, să ofere și, știu eu, ce ar trebui copiii sau să studieze, să aibă acces în funcție de perioada anului, conform programei școlare. Nu e vorba numai de aia, să știți.
Mie prima oară m-a frapat când am vizitat câteva dintre bibliotecile comunale, care, sincer, au fost dotate în 2010, majoritatea printr-un program de finanțare nerambursabilă, dar vă dați seama, tehnica de calcul e învechită din 2010 până acum și chiar n-aveau posibilitatea să cumpere altceva. Dar m-au frapat acolo unde erau bibliotecarii moși, cât de multe pot face. E vorba de om, corect. Mi-am dat seama că la sat, biblioteca poate să fie mult mai mult decât o bibliotecă. Poate fi practic un centru comunitar. Dimineața, înainte de masă, pot veni acolo copiii să facă after school, să stea cu bibliotecarul. Și chiar am văzut exemple din astea. Citeau cu bibliotecarul, avea de grijă de ei. Iar după masă, poate fi transformat un loc unde să atragi și bătrânii, de să faci un fel de șezători, ateliere meșteșugărești. Pentru că, de exemplu, la Vama Buzăului, Victoria și Drăguș, în funcție de specificul locului, în cadrul acelui makerspace, le-am dotat și cu echipamente pentru ateliere meșteșugărești. Special de aceea, ca să poată face șezători, ca meșteșugurile tradiționale să fie date de la vârstnici la copii. Deci să încercăm să implicăm toată comunitatea. Da, păi, sunt câteva ateliere, am văzut la diverse expoziții, la diverse târguri, Centrul Cultural Reduta, tot al Consiliului Județean, cu meșteri populari din Brașov, care vin și învață tot felul de tehnici, de la, dacă vreți, pictat ouă de Paști, exact, până la croșetat. Nu am mai văzut, sincer, exact, se pot face în cadrul bibliotecilor și poate niște turnee, niște tururi în care acești meșteri să vină și să explice copilor de acolo. Nu știu, câți mai știu dacă și ce la un război de țesut. Vorbesc de cei tineri. Inclusiv ateliere de țesut, de preurcat textile am prevăzut acolo. Da, poate sună ciudat că în cadrul unei biblioteci, dar v-am zis care este componenta. Și mai era încă o componentă a proiectului care mie mi se pare importantă. Deci după ce vor fi renovate și echipate aceste biblioteci, Banca Mondială va desfășura cursuri de creștere a competențelor digitale prin intermediul lor. Inițial era orientată numai către persoanele defavorizate sau marginalizate. Dar după părerea mea, în era digitală, majoritatea persoanelor în vârstă de la sat sunt în risc de a fi marginalizate. Deci persoanele care pot beneficia de asta, eu zic că este o marjă foarte mare. Da, e bine că se dorește să mai facă ceva și în domeniul acesta al culturii și al culturii de masă și al de plecând undeva, cum se spune, la firul ierbii. Fiindcă dacă acești copii ajung astăzi să fie interesați să pună mâna pe o carte, nu mă gândesc la altceva, și nu doar pe o carte la propriu, dar ajungând într-o comunitate să învețe și alte lucruri, să ne înțelegem, pot în timp să deprindă niște dorințe de a ajunge să facă ceva în domeniul ăsta, nu să stea pe toată ziua pe tabletă, să joace jocuri violente, că de fapt că mai aici ajungem și vedem după aia în societate când ajung mare unde se duc și ce se întâmplă. Dar și acest lucru se face doar cu oameni, cum spuneați, și acolo unde sunt oameni inimoși, lucrurile merg de la sine, deja acolo doar se continuă trebuie ceea ce ajutați. Faceți și trebuie ajutați. Ajungem de la zona aceasta la o problemă tehnică, drumurile noastre, să parafrazăm un cântec al Dan Spătaru, exact se vor asfalta vreodată? Nu la parafrazarea asta, dar exact la aia mă gândeam și eu. Cum stăm la capitolul drumuri județene? Vorbeam într-o altă emisiune că, bun, avem drumul pe sub munte, înțeleg că este exemplu de dat la nivel de ADR centru, fiind făcut cu fonduri nerambursabile, dar mai sunt și alte drumuri. Sunt. Eu am preluat drumurile la sfârșitul lunii iunie anul trecut. Primul lucru ăsta a fost, ce ziceți dumneavoastră, am vrut să inventariez starea generală a drumurilor. Avem aproape, Consiliul Județean are în administrare aproape 700 de kilometri de drumuri județene. Sunt multe în stare foarte bună, majoritatea reabilitate, adică drumul pe sub munte este un exemplu bun. Drumul Comorod-Mercheașa-Jimbor, care este în curs de finalizare deja, Rupea, Măierușa, Pața, Augustin, care iarăși este în curs de finalizare și mai sunt multe altele. Eu aș vrea să vă dau exemplu, un drum pe care întâmplarea face Cărpiniș-Prejmer, care a fost asfaltat mulți ani în urmă și care
Doamne, nu știu cum l-au asfaltat, ce au folosit acolo oamenii, că nu prea sunt gropi, că am rezistat. Depinde foarte mult de structura lui, deci asta vreau să zic. Avem drumuri în stare bună, dar avem și foarte multe drumuri județene care, a căror structură nu mai rezistă la încărcarea din zilele de astăzi. Deci sunt foarte multe drumuri care au un strat subțire de piatră, de piatră spartă, deci o bază subțire peste care a fost turnat un singur strat de asfalt. Nu rezistă la încărcarea de astăzi, mai ales avem câteva trasee unde se desfășoară șantiere, cum e cel de la Actor, din zona Rupea. Acolo trec zilnic camioane încărcate. Sunt 20 de tone? Mai mult chiar. Sau drumul de la Acața. Nu există o limită de greutate? Da, dar aia trebuie cumva și ar trebui urmărită de către poliție, date amenzi, etc. E drumul Cața Ionești, care iarăși este distrus în acest sens. Este foarte mult de lucru la drumuri. Asta este adevărul. Deci am inventariat. Primul lucru a fost că am vrut să inventariez problemele, să văd și eu care este situația. După aceea am încercat să-mi pun amprenta și aici, cum am făcut și la celelalte domenii unde am activat. În primul rând a fost faptul că am ieșit foarte mult pe teren. Eu cred că nu poți să te ocupi de drumuri. Sau poți, dar nu e normal să o faci din birou. Eu și când eram la firmă, eu tot timpul făceam controle inopinate și aleatorii, verificam lucrările. Așa am făcut și aici. Mergeam foarte mult pe teren, la început ca să învăț, pentru că mi-era un subiect nou, după aceea ca să verific. Am fost fiecare săptămână aproape, cum aveam un pic de timp, mă duceam ori la drumurile noi în curs de execuție, ori la cele reabilitate. La drumurile noi, de exemplu, la cel de care am zis adineori, Omorod Mercheaș, ajunsesem acolo, că la început când mergeam acolo, oamenii se uitau, muncitorii, se uitau cam strâmb la mine, mai ales că le atrăgeam atenția când vedeam că ceva nu e în regulă. După aia ajunsesem că deja când mâncau, mă invitau și pe mine la masă. Păi asta înseamnă că nu ați fost nici arogant, nu, și deci, nici cu mâinile în buzunare, inspectând un șantier. Dar, pe de altă parte, și în mod cert, cunoștințele și informațiile pe care le dețineați și le-ați valorificat la locul faptei au contat foarte mult. Pentru că omul de rând, și nu doar omul de rând, tot dacă demonstrezi că ești profesionist, informațiile de care le prezinți și ceea ce soliciți impune respect. Nu știu dacă acesta a fost motivul, dar eu cel puțin în antreprenoriat am fost mai mult pe șantiere și mult mai ușor absorb cunoștințele tehnice decât din alt domeniu. Și sunt probleme? Au fost probleme? Ați dat înapoi? Acolo nu, dar foarte sincer au fost alte drumuri unde... I-ați obligat să reasfalteze? Da. Deci au fost, de exemplu, la reabilitări, ca să vă zic. La reparații. La reparații am cerut ca situațiile de lucrări, deci de anul trecut cel puțin, să avem fiecare plombă, fiecare burdușire, deci să avem o listă în care sunt trecute fiecare plombă, fiecare burdușire din situația de lucrări cu poziția exactă kilometrică și dimensiunile exacte. Și eu mă duceam să verific cu aia. Deci puteam să identific fiecare plombă, o verificam dacă e acolo, dacă e atâta, dacă e în regulă. Pe deasupra, acum, de exemplu, anul acesta, când am inventariat drumurilor la început de an, automat am putut să identificăm lucrările de reparație executate anul trecut și să vedem dacă e o problemă care ține de garanție sau nu. Și anul trecut au fost mai multe care am cerut să fie refăcute, și plombe și burdușiri, dar am avut și covoare asfaltice întregi care au fost turnate din nou. Da, asta înseamnă ceva. Și e bine că începem să mai reparăm drumurile și pe banii celor care le execută și nu le execută cum trebuie. Ei trebuie să învețe. Eu, sincer, sunt foarte prietenos cu antreprenorii, dar relația trebuie să fie corectă de ambele părți. Ei trebuie să învețe că e mult mai ieftin să execute un lucru bine decât să-i punem ulterior să-l repare pe cheltuiala lor. Pentru că mai avem doar 2 minute, v-aș solicita pe scurt o analiză SWOT, dacă vreți, puncte tari, puncte slabe, sau să o reformulez altfel. Ce credeți că s-a făcut bine, nu s-a făcut bine în actualul mandat și ce ar trebui făcut în următorul mandat? La Consiliul Județean, din punctul meu de vedere. Deci nu pot să mă refer la Consiliul Județean. Puncte tari ale mele ar fi, sunt foarte organizat, sunt foarte consecvent și, sincer, acum am acumulat experiență. Nu s-a făcut bine sau, sincer, avem o inerție foarte mare în sistemul de stat. Mie mi-era familiar chiar și când eram antreprenor.
Dar una e să-ți fie familiar și alta e să te lovești cu capul de grinda de sus când intri în sistem. Asta este adevărul și din păcate este... Birocrația încă este. Da, și din păcate este foarte frustrant. Oamenii, să știți că în majoritatea cazurilor sunt în regulă, deci cu funcționarii am dezvoltat relații foarte bune și am reușit să fac echipă. În momentul în care îi încurajezi, în momentul în care ei văd că îi sprijin, ei își fac treaba. Adică și la drumuri, în momentul în care au văzut că urmăresc să facem lucrări de calitate, verific situațiile de lucrări, au început să vină și au fost recepții pe care le-au refuzat. Și nu că le-am zis eu ceva, ci au zis nu este în regulă. Bun. Atunci, pe scurt, ce trebuie să facă Consiliul Județean în următorul mandat? Ce priorități ar trebui să existe? Avem foarte multe, sincer. Deci, ce ați zis dumneavoastră, partea de spitale. Deci, pe spitale s-au făcut investiții mari, dar întotdeauna mai este de lucru. Și spitalul nou de psihiatrie este o necesitate. La aeroport, aeroportul trebuie dezvoltat astfel încât să ajungă un aeroport performant la nivel național și asta iarăși va necesita bani. La drumuri avem nevoie de foarte mulți bani. În continuare să reabilităm drumuri ca să scădem baza care trebuie reparată permanent, dar și pentru repararea acestora. Deci e foarte mult încă să știți. Și e o problemă de buget în primul rând. Vă mulțumesc frumos. Să dea Dumnezeu că vom avea... Nu, bugete din ce în ce mai mari, poate. Și în special pe fonduri europene ar trebui să ne bazăm, pentru că avem de unde, cum se spune. Avem și multe fonduri europene atrase, dar să știți că la fiecare dintre ele este o parte de cofinanțare. Bineînțeles. Că sunt proiecte care nu pot fi asigurate din fonduri europene. Vă mulțumesc frumos. Eu vă mulțumesc. Doamna și domnilor, Zenel Zoltan, vicepreședinte Consiliului Județean, ați aflat astăzi o grămadă de lucruri interesante, importante și bine ar fi să reușim să le ducem la capăt cât mai repede, așa cum își dorește și domnia sa. Sunt Sebastian Dan, toate cele bune!